ai 2 lei și vrei să afli unde mănânci cel mai bine cu ei. Așa că vom merge în cele mai populare magazine ca să-ți spunem unde găsești cea mai multă mâncare delicioasă pentru banii tăi. Vrem să găsim ceva consistent în prețul ăsta și deja avem primul pretendent. De la Kaufland am găsit mai multe produse interesante, dar în clasament va intra să se bată cu ceilalți doar cel mai bun și cel mai greu. Avem un exemplar de croissant cu cremă de ciocolată cu alune. Wow, e super moale la prima vedere. Părerea ai de crema asta? Norocel. Deși costă destul de puțin, aluatul are o aromă subtilă de unt, ceea ce apreciez, însă crema de ciocolată e foarte dulce și mai mult are gust de cafea decât de ciocolată cu alune. Notă? Având în vedere că e foarte dulce, o să-i dau nota 7. Și a costat 2,39 lei pentru 100 de grame. Am găsit un produs care se laudă că e cel mai fin. Scrie chiar aici, cea mai fină. Îmi place încrederea ei. Conține alcool. E la jumate în ceea ce privește greutatea față de croissant, așa că trebuie să ia notă mai mare ca să-l bată. Are 50 de grame și a costat 2,79 lei, așa că hai să o gustăm. Pare că are destul de multă cremă, chiar și glazură pe deasupra. Napolitanele sunt crocante și are destul de multă cremă, însă aroma ei e foarte ciudată. Mă duce cu gândul la lapte praf, cea mai nașpa aromă de vanilie și ciocolata nici n-are gust de ciocolată. Chiar nu știu ce am mâncat aici, zic sincer. O să-i dau nota 2. N-aș da 2 lei pe ea. Aș vrea să remarc lipsa luminilor. Uite cât de întuneric e aici la ciocolată. Chiar sunt curioasă ce o să găsim mai departe, pentru că e așa o provocare intensă. Mergem la cele mai mari magazine care le poți găsi cam în toată România. Acel moment când reducerea începe, de la 3 lei și tu ai 2 lei. 1,72 lei, dropsuri cu cacao și ardei, iute. Costa 4,29 lei, dar noi le-am luat cu 1,72 lei. Tot 50 de grame. Deci după cum vezi, croissantul ăla era extrem de barosan. Primul contact. E iute, oh my god, și miroase iute. Sunt ambalate individual. Wow, și miroase așa de iute, deși ele sunt ambalate. Nu vrei să o gusti tu? Are o formă de piramidal. Pandantiv. Ok, o să mergem cu asta. Oh my god, e iute. Oh, e iute și e și plină de cacao. Are o aromă interesantă, nu e foarte dulce, chiar livrează ce promite, e și iute și are și gust de cacao. O să-i dau nota 7,5. Și acum produsul mult așteptat, avem o pizza. Stai să vezi cum arată. Mai exact, pizza calzone. Arată ca un taco, uite așa arată ca o pizza calzone. Și apreciez că are și ierburi pe deasupra. Chiar sunt curios să văd dacă Lidl sau Profi poate să bată așa ceva. O să fie dur. Ok, hai să vedem cum e. Norocel. Arată ca triunghiul bermudelor. Știi de ce? De ce? Pentru că totul pare că a dispărut acolo. De unde ai scos gluma asta? Din triunghi? What? În interior avem sos de roșii, niște șuncă bănuiesc și cașcaval. Sosul de roșii e foarte bun, nu e foarte dulce și chiar are gust de roșii. Brânza nu se simte foarte tare, dar aluatul chiar e bun și crocant. Zine, notă și cantitate, e posibil să bată croissantul? Are 80 de grame și o să-i dau nota 7,5. Deci pizza se va bate cu restul produselor de la celelalte magazine. Acum urmează un concurent foarte de iubit de români, mai exact simigeria Luca, de la care am luat un covric cu susan care a costat 1,99 lei și are 95 de grame. Mai ții minte când costa un covric 50 de bani? Eu am prins un leu, țin minte de un leu, dar de 50 de bani nu. Pot să apreciez că are destul de mult susan, adică nu au tăiat din cantitatea de susan pe care o folosesc. Pare bine rumenit, blupi. E copt foarte bine, la exterior e un pic crocant, iar în interior, uite cât de pufos și frumos este. Per total, e și un pic dulceag, ceea ce apreciez mult la un covrigel. Așa că o să-i dau nota 8, chiar îmi place. Al doilea concurent și deja avem o răsturnare de situație. Covrigul a trecut pe locul întâi. Aici avem printre singurele produse de la Profi care costau 2 lei. Un melc cu nucă. Hai să-l băgăm la bârtici. Aluatul e foarte interesant. E ceva între aluat de cozonac și aluat de croissant. E puțin crocant, dar în același timp pufos, ceea ce e interesant. La capitolul umplutură are destul de puțină. Îl întorc și cam asta e toată umplutura lui. Aromele sunt ok, nu mi se pare o aromă artificială. Are 60 de grame, a costat
dat 2,79 lei și o să-i dau nota 7. Eu chiar sunt curioasă unde se va situa Lidl. Am început să filmez pentru că arată o zonă unde poate face accident. După cum vezi, există o chestie în drum și o altă chestie uriașă în drum și o vidră. Oh, da, și un tramvai. Am închis mașina. Dacă vrea cineva să mă bată, să nu poată intra. Nu-mi spune că se bagă ăsta în fața tramvaiului. Ba da, asta a făcut. Oh my god, e rândul meu. O să semnalizez. Și cu puțin noroc am trecut. Fată, mergem la mall cu cei 2 lei ai noștri. Ui, mergem să... Nu știu ce poți să faci cu 2 lei în mall. O să aflăm. Asta am găsit-o în mall. Este de la o ciocolaterie foarte populară pentru produsele bune, dar ieftine. Și avem aici un baton care cred că ar trebui să imite Snickers. Are ciocolată, alune, caramel și nuga. De la cine? De la Roșen. Are 50 de grame și hai să vedem cum e. Miroase foarte bine, miroase alune caramelizate. Hai să-l gustăm. Bloopy. Deși e destul de ieftin, ciocolata e fină și chiar are un gust foarte plăcut de cacao. Nuga nu e foarte dulce, nu au fost deloc zgârciți cu caramelul, e destul de mult. Iar alunele sunt super bine caramelizate și un pic sărate. Nici nu-mi vine să cred că am dat doar un leu și 99 de bani pe el. O să-i dau nota 8,5. A trecut pe locul întâi. Unul din cel mai scump supermarket, cred că găsim ceva. O să vedem. Cel ce nu caută nu găsește. Niște somon la 588 de lei kilu. Și 2 lei meu. Cred că nipel. Nu. Te rog, am găsit altceva, Ok. Ce zici de niște caviar la 905 lei? Îți permiți o chifră de burger foarte frumoasă. Dar nu-mi permiți și burgerul din ea. Ce zici de această sticlă? Trufe albe. Le-aș pune pe pizza mea. 62 de lei. Am găsit ceva de până în 2 lei, dar chiar din secțiunea bio. Nu mă așteptam la asta. Avem aici o ciocolată fără zahăr cu căpșuni, care a costat doar 1,69 lei, dar are 25 de grame. E mai micuță, dar și costa mai puțin. Dacă e bună, are un șans să intre în clasament. Chiar sunt curioasă ce aromă au reușit să pună în banii ăștia puțin. Mai ales că nu e ușor să faci aromă de căpșuni. Oh. N-are umplutură. E o ciocolată destul de fină, are un gust foarte plăcut de cacao, iar în ceea ce privește aroma de căpșuni, o simți, dar e destul de subtilă, aproape că se pierde în aroma de ciocolată. O să-i dau nota 8, chiar merită. La Oșan, căutarea e destul de grea, suntem de vreo 20 de minute și n-am luat nimic. Nimic bun. Am găsit un pufulete, dar nu cred că se pune. Uite cât de bine arată, deci că e un băiat cu 6 pătrățele. Cum avem un produs de la Oșan, mai exact fuetaj cu gem de fructe de pădure. Nu mă așteptam la asta. Are un mix de cremă de fructe de pădure cu cremă de vanilie. Chiar are destul de multă cremă față de altele. Per total e un strudel destul de bun, așa că o să-i dau nota 7,5. Pentru câte grame? 80 de grame. A ieșit pe locul 3, iar acum urmează greul greilor. The Lidl. Oh, iar nu găsesc loc de parcare. Uite acolo. Unde? Asta. Aici în stradă, așa. Nu vreau mai la umbră. Bă, mă lași. Ai 2 lei și cu ăștia ai pretenții. Am găsit la Lidl ceva ce cred că va răsturna tot. Așa de bombiță pare la prima vedere. Acum Lidl, unde nu o să-ți vină să crezi, dar am reușit să luăm și un pateu și o pâine în bugetul nostru. Acum să sperăm că sunt și bune și să vedem pe ce loc se clasează. Primul pas. Atunci când vrei să faci un sandwich, tai pâinea. Degetul. Și dacă ai apreciat toată plimbarea noastră din magazin în magazin de astăzi, un like este pateul de iubit. Adică sper că e bun pateul. Așa arată pateul, este country style. Mă întreb câte grame sunt în total. Cred că o să pun cam jumătate de pateu, poate. Nu mă așteptam să fie așa de mult. Stai, o să mai pun jumătate aici. Chiar arată puțin țărănesc, are foarte multe ierburi prin el. Mamă, ies chiar două sandwich-uri. Nu știu, vedem câte grame au. Crezi că e destul pateu sau vrei un pic mai mult? Literalmente aproape un deget de pateu peste. Cred că e de ajuns. L-avem pe domnul Cântărici. Hai, pune-ți pariu. Locul 1, locul 2, locul 3, cât? Scrie în comentarii câte grame crezi că are și hai să vedem. Primul sandwich. Oh my god. Al doilea sandwich. 130 de grame, două sandwich-uri și asta poți să iei tu în calcul, încă o jumătate de pateu, care pateu are 150 de grame, dar nu știm nota, dacă ia nota 3 e în calcul. Exact, hai să-l gustăm. Pâinea e un pic cam crocantă la exterior, chiar simți atunci când o muști, dar pateul are o textură foarte fină, e super cremos, are foarte multe ierburi prin el care îi dau așa o notă super fresh și chiar are un gust foarte intens de ficat. Pâinea îl trage puțin în jos, dar o să-i dea nota 8,5. Înseamnă că trece locul întâi din cauza care prea multe grame. Yes, o dulceață care ai stat până la final, îți las aici un video de care sigur îți va plăcea. Vidră, out!